Un interesant parteneriat educațional demarat la Centrul Eparhial pentru Copii și Tineret, Sfântul Ioan Valahul, din cadrul Episcopiei Giurgiului, are ca scop formarea la elevi a deprinderilor de comunicare și relaționare în contextul educației științifice, religioase și cultural-artistice. Proiectul are drept partener Liceul Teoretic Nicolae Cartojan, Episcopia Giurgiului, Seminarul Teologic Ortodox Teoctist Patriarhul și Biserica Bunavestire din Giurgiu. Fizica, abordare interdisciplinară, a fost tema pe care s-a conferențiat astăzi la întâlnirea elevilor instituțiilor menționate cu reprezentanții educatorilor. Despre timp, irreversibilitatea timpului, cele trei forme de trecut, prezent și viitor ale timpului, s-au susținut importante prelegeri. Cu cât nu se întâmplă mai mult într-un timp oarecare, intervine plictiseala, iar atunci pur și simplu simțim și mai acut timpul. Gustav Flaubert, de pildă, chiar la un moment dat exclamă de mai multe ori: mă plictisesc, mă plictisesc, mă plictisesc. Atunci când stăm degeaba, orele alea plictisitoare ne fac pe noi să percepem timpul la modul acut. La rândul său, preotul dr. Petcu Lucian, licențiat și în fizică, a încercat crearea unei punți de legătură între teologie și timp, plecând de la formularea părintelui Arsenie Boca: în prezent, viitorul îți pune în brațe efectele timpului. Există acest aspect al vieții noastre pământești ca în viitor să ispășim, spunea părintele, păcatele trecutului. Deci iată o legătură între trecut, prezent și viitor sub aspect duhovnicesc. Responsabilul de proiect, profesorul Mariana Craiciu, de la Liceul Nicolae Cartojan, a precizat că parteneriatul demarat astăzi se va desfășura pe perioada anului școlar 2013-2014.